Astăzi, eu și cea mai bună prietena a mea, Bestie, mergem în vacanță pe plajă. Dar se dovedește că urmăritorul meu, Creepy, m-a urmărit în tot acest timp. Și noi habar nu aveam. Deci fii sigur că o să urmărești acest episod ca să vezi cum îl prindem pe băiatul Creepy. Nu uita să dai like, subscribe și clopoțel! În sfârșit am reușit să-mi aduc toate bagajele jos. Doamne, știu că sunt atât de grele și de multe. Dar cât stăm? Doar o zi. O zi? Și tu ți-ai adus atâtea bagaje doar pentru o zi? Da, ție ce țin cap în bagajul ăsta mic? Adică, unde-ți pui costumul de baie? Unde-ți pui machiajele? Unde-ți pui placa să-ți aranjezi părul? Deodorantul, parfumul, pijamalele, jucăria preferată, chipsurile, banii. Foxy, dar stăm doar o zi, nu o săptămână. Știu și trebuie să fim pregătite. Ok, acum că avem toate bagajele gata, suntem pregătite să mergem în vacanță, pe plajă, cât de tare! Mă dusesc cu mașina, aduci tu bagajele, bine? Hai odată, Bibi, că ne grăbim! Hai că trebuie să ajungem. Ce? Dacă sunt prietena ta cea mai bună, mă lași doar pe mine să car totul? Trebuie să le turez și să le pun în mașina ca să mergem. Ok, nu a fost făcută să fiu cărător de bagaje. Ajutor! Cineva să mă ajute! Nu pot să pun bagajele astea, sunt atât de grele! Pleașc, pleașc, doar ce fac o baie! Stai puțin! Ce e acel sunet? Zici că e o pisică pe moarte! Cred că ar fi bine să mă duc să verific! E doar Bibi care face o grămadă de gălăgie! Hei! Dar unde pleacă? Poate ar trebui să le urmăresc. Poate merg la plajă exact ca și mine. O să mă asigur că nimeni nu se neacă. De asemenea, acolo sunt prea multe bagaje. Oare se mută Foxy sau ceva? Oricum, nu contează. O să urmăresc oriunde se duce. Te îngrijora, o să urmăresc oricum. Asta chiar a durut. Trebuie să verific înainte să sar. Am un prost obicei să sar și să cad. Oh my god, în sfârșit, Bestie, ce ți-a luat atâta să încarci bagajele? Dacă m-ai fi ajutat și ai fi fost o prietenă de treabă, aș fi terminat mai repede. Vai, Bibi, cum poți să spui că eu nu sunt de treabă? Adică, eu sunt atât de nice. Pot să iau gură din shawarma ta? Nu? Vezi ce ziceam? Shawarma mea e shawarma mea, scuze. Sorry, dar nu împart shawarma mea cu nimeni. Hai să mergem. Uite-te și tu, știi? Mi-ar fi plăcut să avem și noi camera noastră, nu să o împărțim cu toată lumea. Au, fată, termină că te pleznești și eu la rândul meu dacă nu mă lași în pace. Da, știu, dă-te de pe locul meu. Pe bune? De când e locul tău? Vezi, Bibi, trebuie să ne luăm și noi la o pensiune mai șmecheră. Na, păi, e bine și așa. Măcar suntem în vacanță o zi. Tu, da, blondă, asta mă enervează că ne tot dă palme. Nu mă fă să mă ridic la tine. Ok. M-am ascuns aici pentru că toată noaptea n-am putut dormi. Pentru că fata asta nu mă lăsa în pace. Doamne, sunt atât de obosită.
și după ce am ajuns aici pe plajă, Doamne, face frumos, ce viu superb, adică, wow, nu mă așteptam la asemenea viu aici la plajă. Trebuie să mă mut la alt resort pentru că acolo nu mai pot cu fata aia care mă tot bate. Și am venit să iau o jucărie. Așa. Trebuie să iau o oglindă pentru că asta a vrut Bibi, că nu și-a adus oglindă. Bun. Înghețată. Înghețată, hai să vedem unde o fi înghețată. Și mă întreb pentru ce trebuie un biberon cu lapte. Serios acum. Și un biberon cu lapte. Gata. Și acum le cumpăr. Ok, perfect. Să mi le iau acum. Să le pun în plasă. Iar acum trebuie să mă duc la noul resort. Și am ajuns! Oh my god, Bibi! Locul acesta este super tare! Uite-te ce piscină au aici! Wow! Că zici că e cea mai mare piscină în care am fost vreodată. Și uite, avem și colac! Wow. Cât de mișto! Dar o să ne distrăm super tare aici! Îmi place mult! Stai că vreau să sar de pe topogan, vino! Hai să vedem care sare! Care sare prima? Eu sunt prima! Așteptă-mă, hoță umană, că ai fugit înaintea mea! Doamne, cât de tare este aici! Wow! Hai că mă dau de pe topoganul ăsta mare! Vii să ne dăm deodată sau nu ai curaj? Ba da, am curaj, stai tu că vin, uite! Hai să facem întrecere, care ajunge prima jos? 3, ne dăm deodată, bine? No, hai! 2, hei, nu trișa! 3, yuhu, hei, ai trișat! Aha, wow, ce m-am lovit de fundul piscinei! Cât de tare, jur! Dar eu am câștigat! Da, dacă ai trișat! Ce fain e aici la resort. Oh, cât de sarâne ca fetele. Ar trebui să le fac respirație gură la gură. Ar fi atât de grozav. Hei, Foxy, nu ți se pare că Salvamaru ăla îl cunoaștem de undeva? Sincer, nu știu. Îmi pare a fi cunoscut, dar nu-l văd prea bine. Mie mi se pare că seamănă cu Andrei, urmăritorul tău creepy. Andrei? Dar ce să caute aici? Andrei este în Blue Heaven. Poate că ai dreptate. Să-l ignorăm pur și simplu, să nu-l băgăm în seamă. Adică, dacă e un om de treabă care doar seamănă cu Andrei, adică să nu ne pripim. Bine, hai să ne distrăm. Te mai cățera vreodată pestea? Nu, tu? Nici eu. Hai să facem întrecere care ajunge prima sus. Hai, tot așa la 3. Bine, dar număr eu. 2, 3. De data asta am trișat eu. M-a dat jos, nu vine să cred. Ce tare. Nu vine să cred că mă aruncă. Oh my god. Încerc să ajung în vârf. Aruncă cu apă așa ceva, n-ai văzut. Au, nu cred că o să ajunge niciodată sus. Da, eu zic să o lăsăm baltă pentru că nu avem cum. Vai tu, fată, dar ce mișto e locul ăsta. De unde ai avut tu bani să venim aici? Păi am muncit puțin și mi-a dat bani și ne-am mutat aici. Da, ce bine tu că nu mai sufeream pe aia, că ne toplesnea acolo. Da, nu știu ce era cu fata aia ciudată. Oare e vreun chelner sau ceva? Sau mâncăm ce e pe masă? Păi cred că mâncăm ce e pe masă. Hai să vedem. Mamă, ce jeleu bun tu, fată. Doamne, e delicios.
Ok, stai că-mi iau și eu să văd ce e aici pe masă. Ia uite tu, Bibi, am luat o coșu, ce bune sunt, calde. Astea sunt ceva batoane cu de cașcaval, vrei și tu? Tu, ce bune astea ar fi gratis? Nu știu, vedem după ce mâncăm. Te jur că e cea mai tare vacanță în care am fost. Da. Și uite ce am, pistol cu apă. Să nu trebuie să îmi iu spărul cu ăla. Da, uite. Da și mie, ca și eu să te ud. Na, doar iau un pistol, prinde-mă dacă poți. Te ud. Treci încoace, m-ai udat, m-ai făcut fleașcă. Unde te-ai ascuns? Fleașcă te bagă continuare. Tu, dar ce faină e cazaria. Eu nu prea am răbdare să stau să mă uit la televizor. Hai să vedem cum arată dormitorul unde o să dormim. Wow, ce tare e, e un pat imens. Doar că e un singur dormitor, așa că va trebui să dormim în același pat. Da, sigur, nicio problemă, uite o jucărie, ce tare e. Oare îl putem lua acasă? Poate, nu știu. Oare avem haine de schimb, hotel aici, nu știu. Oricum avem o grămadă de haine în bagaj și deja nu mai e prea mult timp. Stai să văd că mi-am pus aici, uite, machiajele, creionul de buze, blașu. Noapte bună, bestie! Noapte bună! Doar că eu nu pot dormi cu becul. Te duci tu să-l stingi? Bine, hai că mă duc. Ok, gata, l-am stins. Oh, omule, ce pat mare! Cred că aici o să dorm și eu la noapte. O să mă așez chiar aici, între ele. Ce cauți aici? Sunt Andrei. Bibi, ce caută Andrei la noi în cameră? E urmăritorul tău? V-am prostit, fetelor. Eu eram la piscină. De fapt, nu ne-ai prostit. Mi-am dat seama că tu ești. Acum pleacă până nu chemăm poliția. Sau știi ce? Mai bine plecăm noi că e dimineață. Ne întoarcem în Brookhaven. Da, ciudatule. Ciudat ești. Hai să mergem, Foxy. Să vin aici, m-a costat o grămadă de bani. Ele niciodată nu mă apreciază. Vreau doar să fiu apreciat. Like și subscribe ca să fiu apreciat.